Salvamontiștii au recuperat încă o persoană rătăcită în munți, tot un ucrainean care s-a pierdut pe vârful Polonica. Salvatorii au fost alertați de un apel făcut aseară la numărul de urgență 112 și au început acțiunile de căutare. Bărbatul a fost recuperat în această dimineață, a fost adus într-o zonă sigură și mai apoi predat ambulanței pentru a se stabili dacă a suferit vătămări corporale. Este vorba despre un ucrainean în vârstă de 34 de ani rătăcit. În urmă cu 3 zile, un alt concetățean al său a fost recuperat de salvamontiști din munții Maramureșului.